Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu Dacia Plant. Diabetul zaharat este caracterizat prin valorile crescute ale concentrației de glucoză din sânge, care duce la multiple dezechilibre ale organismului. Insulina produsă de pancreas folosește glucoza ca sursă de energie. Atunci când secreția de insulină este insuficientă sau nu îndeplinește rolul în organism, se ajunge la diabetul zaharat. Cele mai frecvente de forme întâlnite de diabet zaharat este cel de tip 1 și cel de tip 2. Peste 370 de milioane de persoane au diabet în lume și aproximativ 280 de milioane au un risc major de a dezvolta această afecțiune. Dar printr-un control adecvat al dietei, chiar înainte de afecțiune și după, te poate ajuta să trăiești mai liniștit. Dacă mai adaugi și exerciții zilnice care să stimuleze corpul și organele, dar și bunăstarea mentală, viața ta va fi mult mai ușoară. Plantele medicinale și compușii care luptă împotriva oxidării, dar care au și proprietăți antiglicemice, te pot ajuta în controlul și stăpânirea afecțiunii. Dintre plantele recomandate se regăsesc lavanda, roinița, frunzele de măslin, afinele, castravetele amari și mugurii de nuc. În mitologia nordică, nucul este asociat cu zeul tunetului Tor. Se spune că nucul este sanctuarul care oferă protecție împotriva trăznetelor. Se spune că nucul ar fi apărut atunci când Zeus a transformat o nimfă pe nume Caria într-un copac, deoarece aceasta a refuzat să-i accepte avansurile. Mugurii de nuc au fost utilizați ca un remediu natural tradițional pentru diverse afecțiuni, inclusiv pentru controlul glicemiei. Mugurii de nuc conțin antioxidanți și compuși fenolici, care joacă un rol important în protecția celulelor pancreatice responsabile de secreția de insulină, normalizează nivelul glicemiei și scad colesterolul rău. Mai mult, nucile sunt bogate în grăsimi benefice pentru persoanele cu diabet pentru că au un indice glicemic mic. Se spune că zeul roman Jupiter consuma nuci pentru a-și îmbunătăți memoria. Poate de acolo îi se trăgea înțelepciunea și cunoașterea. Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu Dacia Plant.